Expoziția științifică Science Time Machine a ajuns și la Bălți. Aceasta este găzduită de Universitatea de Stat Aleco Ruso și va dura 3 luni. Elevilor și studenților curioși din nordul Republicii Moldova le sunt prezentate metode interactive care ilustrează marele invenții ale omenirii. Mie tot mi-a plăcut. M-am speriat când a explodat, chiar am retrăit să nu explodeze tare. Mi-a plăcut când a zburat balonul și când a făcut o explozie. Mi-a больше всего понравилось experiment с сухим льдом. Vizitatorii se pot bucura și de excursii ghidate. Este ceva extraordinar, a fost interesant pentru cei mici, cei mai ales care pășesc în clasa 1, să le prindem curiozitatea și să încercăm să îi includem un pic în lumea științei. Очень познавательно, тем более для детей, да и для взрослых, в принципе, я думаю, что интересно. В городе Бельце очень мало таких мероприятий проводится. И я думаю, что очень хорошо. Persoanele pasionate de fizică, de tehnologie, de matematică și de chimie pot descoperi aceste discipline altfel. Organizatorii au amenajat o sală în care sunt prezentate 11 descoperiri ale marilor inventatori. Problema e că la noi în țară încă nu este așa un fel de muzeu și noi foarte mulți ani tindem la asta și iată în sfârșit s-a întâmplat. Noi ne-am inspirat din multe părți și deja am creat aceste câteva exponate care sunt deja prezentate astăzi aici. Ele sunt doar câteva, dar noi lucrăm la asta, dar cel mai important e că este autohton. Expoziția Science Time Machine este dezvoltată de Centrul Educațional Prospera și este unul dintre cele 10 proiecte câștigătoare în cadrul programului Muzeile Viitorului. Sunt 11 exponate interactive care demonstrează parcursul omenirii de la Arhimede până la Tesla și cum datorită oamenilor de știință toți noi ne-am dezvoltat, am progresat și unde am ajuns. Ușile sălii de expoziție Science Time Machine sunt deschise în zilele de sâmbătă și duminică. Aceasta va dura 3 luni, începând cu 31 martie.